Do not touch powder. Glory Twarstotzka. Spune după mine, Glory Twarstotzka, altfel vom fi băgați amândoi la bulău, cum s-ar spune. Bine v-am regăsit la un episod de Papers, Please. Misiunea voastră pentru astăzi este să scrieți în comentarii cuvântul meu favorit. Este cuvântul care a invadat YouTube-ul și de fiecare dată când pun un episod apare în comentarii. Așa că haideți la episodul acesta să spunem cu toți în comentarii respect. Ok? Intră și pe un episod. Hai să vedem ce au zis abonații mei la episodul ăsta. Poate au zis ceva interesant, așa, nu știu, să mă ajute la episod. Respect. 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 Prima oară era... La început a fost nebunia cu primul. Deci puneam video, toată lumea, primul. Și după jumătate de oră, primul, era fel, sunt primul. După aia am banat cuvântul, acum respect. Măcar ăsta nu mai e așa ciudat. Dar haideți totuși, respect în comentarii. Ziua 19, import begins trade sanctions. De auzi, în import sunt niște sancțiuni. Import begins trade sanctions. Sancțiuni pentru negociere, negoț sau cum se zice, restricții imediate pentru cei din import din Arstotzka. Immediately restricts all imports from Arstotzka. Deci import a restricționat importul din Arstotzka. Deci numele lui import și apoi import. Jesus, man. 82, 11. Oh, iar vine Sergiu. Mă, dar și pe mine mă cheamă Sergiu, de unde știai? Ia. Îți mulțumesc pentru ieri. Cred că ieri am pușcat noi pe unul. Nu mai pot să... Nu mai sunt un atât de bun țintaș. Hai că am vorbit română dacă este. Ok, inspectore. Impor respinge toate bunurile importante. Importate, de fapt. L-ați prins de glumă. Din Arstotzka. Așa că, dă... În funcție de, sau datorită cererii de la Ministerul de Negoți, Ministerul Admisiei va reacționa acestei încălcări, sau cum știu cum, deny all travelers. Deci, practic, Arstotzka se ceartă cu Impor, pentru că Impor a restricționat importul din Arstotzka și Arstotzka zice, știi ce, bă, dacă tu ne restricționezi pe noi și noi pe tine, ok? Nimeni nu mai intră din Impor, așa au zis. Ia mai dă-i naibii. Bine, până vor ajunge ei la un la o înțelegere, desigur. Hai, veniți în coa. Să vă facă băiatul. Nimeni din Impor. Păi din Impor, leagă noi. Ia. Impor? Du-te, tătis, dar... Nu mi-arată aia cu Reason? Aaa. Ok, trebuie... Deci nu ne lasă să-i dăm chiar așa, știi? Stai să zicem, tătis, nu mă mai gata cu Impor. Gata, ești nebun. Hai, du-te acasă. Ce-ai? Imporians! Nu mai au voie să intre, gata. N-a zis nimic că unul nostru. Asta este, hai acasă. Asta se face într-un stat comunist. Nu comentez, că dacă ai comentat, băieții de aici de sus și... ți-au dat-o pe cărcă. Ok. United Federation Shingleton. Cred că e bine asta, că îmi sună bine. Hai să ne uităm noi aici. Shingleton. Zice bine? Zice. Prima oară ne uităm la datul aici, așa, mă rog, ce zice visiting 30 days? Bine mă, tătis, hai să trecem și noi la treabă. Ce să și facem, ne uităm la Ștampilescu, este bine, mustaș, ești bine, 2 metri, ești... What? N-are 2 metri, lol. Hopa, nu prea ești așa înalt. Nu știu ce să zic. Ok, hai să vedem degețelele în cazul acesta. Uite, aici sunt amprentele. Mamă, ce ne face? Asta e altcineva aici nebun. Despre ce vorbești? Hai. Cred că trebuia să-i dau Reason. O să mă taxeze că nu i-am dat Reason. Shit. Țin minte asta. Nu? Oh, ok. Deci la aia nu se aplică. Eu te cunosc, tu ești din Nirsk? Nirsk e orașul nostru natal. Am lucrat cu tatăl tău mulți ani. Erai un nemernic, un puștan nemernic. Ok. Știi ceva, nu vorbește urât, că altfel vezi ștampila asta roșie și te duci acasă.
Hai să ne uităm la Altan din Arstotzka. Este bine. Cova o cheamă. Ok, este născut în 1916. 1.71. Pare ok. 47 de kilograme. Pare ok. Est Grestin din Arstotzka. Bine. Mă, tu ești bine, dar doar atât trebuie pentru ăștia din Arstotzka? Reele. Doar un buletin așa e? Parcă lipsește ceva. O să mă duc înapoi în Irsk și o să le spun că ești bine aici. A, uite-mă că era o doamnă scumpă până la urmă. Pentru că ea a intrat în Arstotzka și se duce în Irsk, adică Irsk era din Arstotzka. Documento. Sunt doar an vizita. Ok. 3 luni. Ok, ok, ok. Josefina, hopa. Uite, vezi cum te sparge că e o singură literă schimbată. Da, 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 nu se potrivește. Eu am nume diferite. M-ați mâncat cu numele diferite. Asta are 4 nume, fata noastră. Ok, hai să vedem. Mergem? Da. Și din păcate, dacă avea 4 nume, trebuia să aibă un alias. De ce zic? Și noi îi dăm așa și el zice: mă, dar e bine. Păi și aici ce s-a întâmplat? Hopa! Nu se potrivește numele, de ce? Pentru că este un document fals. Dacă avea mai multe nume, îi apărea aici la alias, îi apărea numele ăsta și se potrivea. Mă înțelegi? Nu pot să-ți verific numele aliasul. Nu știu ce să zic. Bă, eu îți dau și din aia așa pe passport. Un moment, te rog. Ce faci? Vin băieții aici să te escorteze până sus la o discuție. Bun, 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 bun. Criminalii ăștia totuși, pe care trebuie să-i arestăm, ăsta pare că e bărbat. Nu e. Criminalii ăștia cred că au documentele în regulă, în general. Eu sunt în vizită la rude, stau câteva luni. Nu știu, mi s-a părut că are corpul ciudat, de-aia înscrie bărbat. Ok, așa, glasses. A, da? Nu prea sună ca și cum ai fi tu. M-am schimbat! Bota, numai oameni care se schimbă, ești nebun. Unul mai înalt, altul cu alt nume, altul cu ochelari. Hai că te-ai schimbat dacă este. Te rog, lasă-mă să trec. Sigur. Și apoi aia ne arestează pe noi și familia noastră doar ca să treci tu. Nu, mersi. Ce faci? Out. Eu nu înțeleg de ce n-au făcut Papers, Please 2. Nu credeți că ar fi fost de succes? Până și același joc, pe același joc să fi fost Papers, Please 2, dar cu niște mecanici de astea noi, cu George, cu familia lui George, cu niște vrăjeala de asta. Și eu zic că mergea jocul. Nu înțeleg exact de ce. Probabil tipul care a făcut jocul, cred că a făcut destui bani de pe urma jocului. Sau, nu știu dacă e unul singur, poate, mă rog, cei care au lucrat la joc, pentru că jocul ăsta a generat lejer milioane de dolari și poate eu ajuns, poate, nu ne mai trebuie. Deci, da, Jamila. Ok, așa, Jamila Baren. Hai să vedem aici ce se întâmplă, chestia viene. Prieten câteva luni, 83 este bine, 84 West Gressing Colechia, nu e bine, sau? Ba da, bă, e bine, ești nebun. Femeie, bobbed hair, 68 de chile cu 1.85. 68, bobe de hair, 82-13. Da, pare în regulă. Nu cauza belele, plus. Ok, ok. Saltătis. Saltătis. Din nou sunt aici. Totul este în regulă acum. Am venit să trec... trec des prin graniță, sau pe la graniță, ca să te văd pe tine, am devenit prieteni buni. Aha, Georgi Costava. Ok, de la mine în comentarii, a? 82-12-31, ștampila este în regulă. Mustaș. Wow. Este o poveste tristă. Soția mea gătește prost, dar dacă nu mănânc, ea se supără. Ok, hai să vedem totuși. Oh, poate nu o să-ți placă asta. Hopa, ce nu se-mi placă? Ascuns cumva pe ciortanele alea ceva, Georgi? Ok, până aici e totul bine. Îl lăsăm să treacă pe Georgi? Cu contrabanda? Hopa! Hopa!
Ce e asta? Sunt droguri. Am o mică afacere aici. Mă lași să trec și îți dau și ție ceva. Ceva ce? $10. Îți dau $10 doar pentru o ștampilă. Ok, George, fii atent. Noi suntem prieteni buni. În mod normal te-aș putea aresta cu ușurință, dar pentru că vii la mine în comentarii, o să-ți dau doar deny, fără detain, ca să pleci liniștit, ok? E în regulă, eu înțeleg. Drogurile sunt rele și nu sunt bune pentru copii. Ok. A înțeles măcar. Hai să vedem ea. Dar asta e un pic, am scos asta de aici. Mhm, stai câteva zile. Dacă stai câteva zile, dă-ne entry permit-ul, tătis. Ce este acela? Ai, știi ceva? Lasă-ne. Lasă-ne, lasă-ne. O, deja s-a terminat. Mă, la fix a plecat ăsta. Veniți mâine la 6 dimineața. Fiul tău a desenat o... A desenat ceva pentru tine ca să te duci la muncă. Super. Super, baby. Bă, suntem bine, ne-am upgradat apartamentul de 2 ori și încă avem bănuți. Import sanctions end. Se pare că s-au decis repede ăștia. Atât de rapid? Ce s-a întâmplat? Se pare că nu prea le-a convenit celor din import că nu mai poți intra în Arstotzka și gata cu restricțiile. Vine șeful mare. Repede. Repede, aranjează pe aici. Să nu fie nimic pe perete. Șeful mare. La gunoi toate astea. Să mă așez bine. Vine șeful, băieți. Uite-l cu ce mașină a venit, cu Maybach. De 200.000 de euro. Să trăi șeful. Este prea devreme ca să vin până aici. Mirosul acesta mă face să mă simt, mă îmbolnăvește. Unde e placa pe care ți-am dat-o? De ce nu e pe perete? Măcar nu te descurci groaznic. Ai doar 5 citații. Nu mai greși. Acum am un prieten vechi care vine pe aici. Aprobă-i să intrem. Ea este Shae Piersovska. Nu vreau să aud belele în legătură cu ea. Glory to Arstotzka. Bă, dar îmi dă de astea de suficient. Deci când vine șeful, e vrea pe perete, lol. Le vrea așa pe perete. Adică nu e gen premiu de excelență. E premiu de suficient. Ca și cum ai avea la școală și nota 6. Da. Asta este. Inspectore, Impor a realizat greșeala. Cei din Imporianii au, sunt permis să intre în țară. Divizia autorității din Est Gresin va opera din nou astăzi. Nu știu ce înseamnă aia, dar ok. Nu știu cum să pun eu numele fătucii ăsteia. Punem așa numele, fiți atenți. Și cheia aici. Organizăm totul. Da, da, desenea băiatul meu. Eu sunt un erou din Arstotzka, uite ăsta sunt eu cu pistolul și cu sabia. Și aici nu știu ce e, poate îmi spuneți voi în comentarii. Ok. Așa. What is the purpose of... nu ne rămâne salva numele. Ok. What is the purpose of a visit? Duration of stay. Visiting couple of weeks. Visiting couple of weeks. Am uitat bă că se resetează ăla. Asta este. Visiting couple of weeks. Bun, 83 e bine. Hai să verificăm codul odată. Darius. Mă, dar și pe mine mă cheamă Darius, unde știi? Ok, shop cropped hair. Pare în regulă. 85, 1.75 înălțime. 82.12 așa, short hair, thumb. E în regulă, în regulă. Merge Rose din Obristan. Merge Rose. Merge Rose, bărbat 84. Bă, ești în regulă, tătis. Wow. Nu cauza belele. Da, m-a fost bine ăla. E zic. Documentele. Un asasin vine din Antegria. Will target important ezic agent in Arstotzka. Vrea să omoare agenți importanți ezic în Arstotzka. Trebuie să fie oprit. Hai, lasă-ne că nu lucrăm cu ezic. Vrea să-i torni lui ceva pe... Do not touch powder. Am o idee tare. Am o idee tare de tot. Fiți atenți. Deci cred că asta o turnăm pe
Nu mai țin minte exact. Cred că asta apeși aici și o... și se toarnă... zi. Se toarnă drogurile astea sau ce sunt, o trava, ca să moară ăla. Dacă omorâm noi, femeia aia care trebuia să intre în țară, știi de ne-a zis șeful? M-aș sparge de râs. Ia, hai să vedem. Tranzit câteva luni. Ok, se pare că nu prea sunt câteva luni. The length of your stay is different. Ah, nu, am zis doar două zile. Pa. Mai păcălit. Ia, merge? Nu merge! Hai, bă! Mamă, ăsta e textul lui George Costava. Păi, dar de ce mi-a pare reason? Adică e troll rău, mă, nu înțeleg. Mă rog. Prieten câteva luni. Ok, ok, ok. Prieten câteva luni, am înțeles. Deja nu e bun codul. Asta este. Trebuie să fie o greșeală. Documentul este valid. Ok, sigur este. Deci, cred că e o femeie cine trebuie să intre. Cred că este o domniță. Mă, ăsta cu press. Deci, am o poveste mare, nu pot să spun, poate câteva zile, câteva săptămâni. Deci, eu nu am nimic pentru press. Mă înțelegeți? Trebuie anti-permit, iar tu nu-l ai. Îți trebuie ID supplement, iar tu nu-l ai. Dă-mi ștampila! Da, momentan... Nu avem nimic cu obristan ca să primim... fascist! Auzi, să-i primim pe ăștia cu presa. Eu sunt un reporter și am dreptul de a intra. Pierscova, tu ești? Nu e voia. Trebuie să trăiesc cu soțul. Ok. Hai să vedem dacă trăiești cu soțul. Forever, a? 82, 12, 25, 84. Merge rău din Obristan. Cred că e bine. Așa, femeie. Ok, numele e în regulă. Ștampila este în regulă. Wavy hair, 55, 177, 82, 12, 23. Ești bine. Era bine, nu? Tu ești Pierscova? Nu e, bă. Tranzit undeva, așa, câteva zile. 82, 12, 23 e bine. Codulețul e bine. Ăsta e bine. Nu mai veni mulți cu ștampilă falsă. Overweight. Se poate, într-adevăr. 82, 11. Shoot. Este expirat documentul, n-am putut să vin până acum. Da. Te-ai dus. Hai să vedem. Bă, dar eu n-am mai pus asta de fotbal. Le avem pe toate. În vizită la prieteni, 3 luni. Ok. Imediat rezolvăm și aici. San Marmero, Antegria. Hai să vedem. San Marmero... Antegria, bărbat, 83, bine, 82, 12, 30, e bine. Mamă, 100 de killer, really, bro. Balding. Bă, pare bine, părerea mea. Pare în regulă, băieții. Seamănă un pic, doamna. No correlation, ok. Puta, nu vine femeia aia care trebuie să vină. Curly bobbed hair. Johanna. Immigrate Forever 8301. Da. We'll move here. Curly așa, 61 de kilo, 163. Curly e bine, 82, 12, 25. High hand in import. Da. Se pare că e în regulă. Hai mă, unde e, ca să-i dăm o travă. Să vezi că ne spargem de râs, că mă arestează ăștia direct. Dar nu mai vine. Go team. Transit prin Arstoț, cap 14 zile. Sigur, prietene. Ok, 82, 12, 28.
Stai bine, Gauti, 78 de chile, 1.85. 82, 12, așa. Merge Rose din Obristan. Cred că e în regulă. Merge Rose. Ah, shoot. E expirat. Erare de tipară. Hai sal, acum cred că vine. Dacă nu vine, în altă zi înseamnă. Nu e voia, ești nebun. Perfect vision. Nu e perfect vision, care ochelari. Hai să vedem. Deci zice vizita 60 de zile. Nu cred că e acum are viziune perfectă dacă are ochelari. I don't know what to say. Gata. Gata distracția, băieții. N-avea cum, știi să fie bune amprentele. Era clar că e documentul fals. Veniți mâine la ora 6. Nebunie. Ok. Hai să mai dăm una, nu știu exact de cât timp filmez. Dar mă distrez. Integria whistleblower accepted by Stotska. Move risks angering neighbors. Și că un whistleblower, nu știu exact ce înseamnă, dar un tip de stat din Integria care era un spion sau ceva de genul, cred că aia e. E acceptat, acceptat în Arstotzka și ăsta din Arstotzka nu le convine. Ca și cum în România ar veni cineva care a fost respins în altă țară, în Germania, cineva periculos din România și ăștia, noi îl acceptăm. Inspector e un program special pentru de-asta de nebuni, asylum, has been established. Those seeking asylum must carry a valid grant for asylum. Of asylum, entrants with such a grant do not require an entry permit or an ID supplement. Deci, practic, cei care au un grant of asylum nu au nevoie de entry permit și nici de ID supplement. Alright. Bă, și nu mai am o travă! No, nu mai am o travă! Ah, fudge, dude. Fardesto, nu... Deci nu mergea. Mama, 106 kg, wow. Wow, we est gresin, bun bărbat. Ok. Hai să vedem bărbăția din tine. Pașaportul este corect. Ok. Eu nu zic nimic. Eu nu zic nimic, ha? Oh, naiba să fiu câtă burtă are. Holy shit, dude. Lasă-ne, tata. Papers. Lasă-ne că e nebunie cu tine. E nebunie, ascultă-mă. Deci zice asylum. Deci se duce la nebuni, unde se duce? Hai să vedem. Deci tampila este în regulă. Și cred că trebuie să verificăm și aici. Da. Și hai să vedem ce trebuie să verificăm mai exact. Numele odată. Ștampila odată. Anteria e bine. Codul e bine. Data de naștere e bine. 1.69 e bine. 64 de chile. 82, 12, 20. Sant Marmero femeie din Integria. Pare în regulă. Îți mulțumesc. Sper că lucrurile sunt mai bine aici. Asylum ce înseamnă? Explicați-mi voi. Nu e de la de nebuni? Spital de la de nebuni? În vizită la rude, cât stai 12 săptămâni. Ok. Da, o cheamă Elena, Nicole. Aha. Aha, 82, 12, 31 e bine. 82, 12, 22 e bine. Short curly hair, sure. 1.69 e bine. 57 de chile odată. Jurko Sikhi din Colechia, sigur e bine. Da. Jurko City, femeie 83. Bă, nu seamănă cu nimeni de aici, deci un pic de tot la față, dar n-are treabă. Bun. Până acum totul este bine, băieții. Nimic sus. Mamă, de când am mai venit? Ștampila roșie, ce? Dă-mi ștampila roșie, vorbesc serios. Am o ofertă mai bună în impor. Ștampila roșie și poți să strig contractul cu Arstotzka. $10 pentru tine. Nu.
Mai întâi trebuie să vedem. Păi trebuia să vină cu documentul expirat dacă era, da, mă rog, cine știe. Hai să vedem. Deci vrea să-l respingem ca să primească o... E forțat să vină la vamă, practic, la graniță. Și el vrea să fie refuzat oficial, știi? Ștampila aici. Muncă 3 luni, da? Nu mi-a zis cât timp... Dar nu mi-a zis, e nebun, de unde să știu cât lucrează, mă rog. 82, 12, 24 e bine aici. 76 de kill, 177, balding, ok, 82, 12, 23. Numele e bine, 83. Nu, no, cred că e ok. Are documentul bun, n-am ce să-i fac. La naiba! Sunt sigur că respingi oamenii toată ziua, de ce nu acum? Păi a plecat, lol. Băi, am dat-o proof, dar n-a trecut. Mamă, ce față creepy, lol. N-are legătură. Transit în Arstotzka. Cât stai? Câteva săptămâni. Are capul prea mare, Elena. Ok, 80 de 12, 30. Short hair. 84, 71 de chile, 82, 12, 18 e bine. True Glorian din Republia. Hai să vedem că n-am mai avut de mult timp Republia True Glorian. Femeie 84. Pare în regulă. Ia ce aminte de Attack on Titan, Elena. Ok. Ia mă. N-au mai trecut criminalii pe la graniță. Am doar pașaport, dar ascultă-mă. Nu mai am mult timp, trebuie să intru astăzi. Mă întorc în 3 zile cu documentele necesare. Nu. Ia! Full digital. You hold this collateral, I will be back to pick it up. Mă întorc ca să-l iau? Ok, ai nevoie de un entry permit. ID supplement. Ți-am spus deja! Ți-am spus deja! Okay. La naiba. Ok, dăm ceasul înapoi. Nemernicule! Toți din Arstotzka sunt la fel! Mincinoși! Nu plec fără ceas! Este scump de la un văr! Am nevoie de baterii noi! Dăm ceasul înapoi! Hopa! I-a dat-o, ești nebun! Wow! Îți dai seama, oamenii stau la coadă și văd că intră la să-l bată și să-l tragă cu forța. Hopa! E al meu acum, băieții. E asta e să punem și noi. Mai așa. Ok, ce mă, asta e diplomat? Require authorization, Arstotzka. Hai să vedem diplomatul, ia. Numele e bine. Aici nu știu de unde să mă uit dacă e o chestie. Asta nu cred că e ștampilă. Bun. Glorian din Antegria cred că este în regulă. 84 bărbat. Da, mă, ești bine. Mă, dar sunt doar femei pe lista de căutări. De criminali căutați. Documento. Am venit la muncă. 6 luni. Iau, uite-l, tata. Sunt gata. Buia! Baby, baby, baby. Dar aveam două arme. Nu știu ce era aia de jos. Ziua s-a încheiat scurt datorită unui atac terorist. Sora ta a fost arestată. What? Sora ta a fost arestată. Fica ei mai mică are nevoie de o casă. Ai vândut ceasul în drum spre casă. Ok, hai să adoptăm nepoata. Dă-mi coace, adoptăm pe toți, că avem mulți de tot și noi locuim și la lux, clasa 6. Cred că clasa 6 e cam lux pentru timpurile noastre. Mai ales pentru cineva care muncește. Da, mă, hai. Practic, dacă o adoptăm pe ea, trebuie să dăm și mâncare, știi, și ne mai adaug la calcul. Lasă-mă, ok. Toată familia, haideți încoace, oricum am vândut ceasul ăla. Bun, noi să ne oprim aici cu episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem la viitoare. Bun!